Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect, Sound Identity, proiect 2024. Vreau să vă arăt o chestie foarte rapidă, nu voi face un video lung, voi face un video scurt în care vă voi arăta că putem monta sisteme de navigații și în Skoda Octavia 2. Este o mașinuță veche, nu sunteți obișnuiți cu asemenea mașinuțe la noi, dar nu e o problemă deoarece vreau să vă arăt și niște mașinuțe mai vechi care mie mi-s drage. Eu am și Golf 2, și Golf 4, și Golf 5, așa, care este categoria lor. Dar, în momentul de față, ce vom face dacă nu vom extrage acest mic player și vom implementa acest mic sistem? Ba, acest sistem este unul din, după câte v-am zis, și este de 10 inch. Este ecran care merge în sus, în jos, deci se poate rabata în sus, în jos, în stânga, în dreapta, după câte veți acum e rabatat în dreapta, da? Plus că are tot ce înseamnă Waze, Netflix, YouTube, Digi Online, Spotify, Online TV, Pro TV, Antena 1, toate cele de care nu se va folosi domnișoara sau doamna căruia îi facem această mașină, deoarece a vrut să-i punem o parcare cu spatele. Parcarea cu spatele să fie cât mai accentuată, cât mai bine văzută atât ziua cât și noaptea. Deci hai să-i dăm bătaie, hai să-l implementăm și hai să vedem. Bineînțeles că mai putem pune și cameră față-spate, chiar și 360 pe el, și încălzim scaune la mașinuța asta, și lumini ambientale, și schimbăm difuzoare și multe altele putem să facem, dar nu avem foarte mult timp, așa că hai rapid numai să-l băgăm și să vedeți cam cum ar arăta acest gadget în acest board. Cu aparatul gata instalat. Înainte de toate, vreau să vă arăt o situație în care v-am zis că pot să extrag monitorul și să-l iau cu mine, să nu fie bătător la ochi sau orice altceva, da? Îl iau, îl extrag și îl duc în casă, vin peste o săptămână, îl iau, îl pun și repun. Hai să-l punem. Sistemul este gata instalat, cam așa se prezintă varianta de un din cu ecran așa zis poziționabil în mai multe variante, și sus și jos, și pot să-l duc ca și volum în sus, ca și volum în jos, plus ceea ce mai este mișto, că pot să-l și detașez, ok? Deci are mai multe posibilități. Acum din mare, ce avem noi aici, că nu vreau să stau foarte mult pe el, avem sistemul de radio care e de la 1 la 6, așa zis, posturi de radio, da? Așa, de aici revenim acasă. Și să vedem sistemul de navigație, este un Google Maps, am pus și microfonul acolo sus, ok? Îi facem o poziționare, să-l poziționăm direct, îi dăm să meargă tot, îi zicem Sound Identity! Iată ce frumos ne ascultă. Bun, aici ne și arată mai multe despre Sound Identity, plus avem hartă cartografiată video, hartă cartografiată normală. Putem să-l facem și în split screen. Ia să vedem cum îi facem split screen-ul. Dacă putem să îl facem, ia să vedem. Da, dar nu mi-l deschide. A, mi-l pune aici, de aia nu mi-l face split screen. Așa, dar o să deschid altă aplicație cu parte de split screen. După care mergem la temă, pot să fac temă întunecată sau orice altă temă. Da? După care aici avem câteva aplicauri, avem syntax-ul, vremea, auxiliar, uite vremea, hai să vedem vremea. În 24 de ore putem avea vremea, iată, soare, soare peste tot, uite ce mișto, deci poți să ai și vremea pe el. Bun, așa, după care am Chrome-ul, unde dacă intrăm un pic în Chrome, iată, sanduhifi.ro, aici avem configurator, autonavigații, selectăm universalele, da, care o să fie, bun, marca, iată, universale, doar că încă nu sunt expuse, sau varianta asta chiar nu este expusă, este varianta 9/2024. Totdeauna urmăriți-ne, de ce? Pentru că punem și expunem variante tot mai noi, da? Deci pe sanduhifi.ro sau soundidentity.ro, dar în principiu acesta este aparatul sau varianta aceasta de 4 giga. Bun? Totodată aici avem RDS Live, unde putem vedea, iată, ai canale TV, Pro TV, Antena 1, Digi și multe altele, sau dacă ții Digi Online, totodată aici poți să ai mai multe canale TV. Da? Google Maps, Play Store. În Play Store intrăm totdeauna, intrăm aici pe logo, da? Și Manage Apps and Device, îi dăm așa, turn on la asta și îi dăm All Apps. Iată, check update, toate sunt updatate. Pentru că noi așa dăm aparatele gata updatate. Ce mai este? Radio, comenzi de volan n-avem. Avem și Apple CarPlay. Deci dacă aș avea un Apple, eu tot îl pot face full Apple fără nicio problemă. Dar nu am Apple, deci nu vă pot arăta această opțiune. Ok, am video player. Ia să vedem dacă din greșeală am un video. Uite, am un video pe el și putem să-l vedem. Iată ce mișto, se poate vizualiza fără probleme. Ai un copil în spate, stă pe centru și poate să vizualizeze și el filme sau videoclipuri, da? Că putem face și pip screen și jumătate fără probleme. Mai avem Waze-ul, care și el este disponibil. Așa, hai să-l deschidă, cred că acum în prima fază așteptăm un pic până își face o mică updatare cu câteva texte de ale lui ca să poată să fie configurat, da? Uite, i-am dat-o, deci de acum încolo dacă îi dau, are semnal GPS, are tot ce trebuie, pot să fac în dark mode, pot să fac cum vreau eu și pot să-l văd și pe el. Și cum v-am zis, dacă vreau apăs și cred că dacă îl țin aici, ia să vedem cum este, că nu mai știu, că în toate modurile, așa, uite că asta se poate face split screen, jumătate și ia să vedem jumătate, da? Și dau drumul la video și pot să am videoul în întreaga lui viziune, iată, cu Waze-ul sau invers, Waze cu ce vreau eu. Sunt diverse variante care le putem ține. Dacă vrem ținem Waze-ul, dacă vrem ținem filmul, ok? După care partea de YouTube, bun, și acum să vă arăt un pic, partea de YouTube, dacă tot suntem la YouTube, hai să vi-l arătăm și YouTube-ul. Da, hai să-l fac repede și la domnița, că este o domnișoară și nu cred că va ști să facă chestia asta. Sincer, eu dacă pot, la toată lumea îl fac în dark mode. De ce? Pentru că este mult mai fain. Așa, și iată, l-am făcut în dark mode. Îi zic aici, ia să vedem. Asta îl închidem și zicem Sound Identity! Iată ce mișto mă vede, mi-l ia, și dacă sunteți și doriți să fiți abonatul nostru, intrați aici pe canal, vă abonați, da? Și aici puteți să vedeți multe din videoclipurile noastre, tot ce înseamnă lumini ambientale, navigații mari, da? Androidizare, sisteme originale, tot tipul de androidizări, camere DVR, cheie smart, da? Navigații diverse, iată, lumini ambientale diverse, evacuare Thor, haion electric, camera DVR de monitorizare trafic, da? Tot așa pentru Lamborghini, pentru Porsche, pentru tot ce vreți. Reparații, navigații, cheile. Avem foarte, foarte multe soluții superbe pentru aceste tipuri și sisteme. Da? Iată-le pe aici pe toate. Sau dacă vrei să cauți direct Skoda, intri aici în playlist-uri, da? Și mergi jos de tot, pentru că playlist-urile sunt numerotate. Iar aici, uite unde este Skoda. Îi dăm Skoda și iată, aici poți să vezi Octavia 2, diverse variante, facelift-ul unde poți să vezi foarte multe tipuri de sisteme care sunt realizate de noi, ok? Așa că dacă vrei să vezi multe altele, înainte de toate îți mai fac o demonstrație să vezi și camera de mașaler, atât pe varianta de zi cât și pe varianta de noapte, da? Iată ce bine se vede în adânc, inclusiv în timp de zi, și cât de bine se vede acolo, iată dubița aia care, uite dubița aia unde este, fii atent unde este și se învârte, da? Fii atent ce mișto o văd eu că își face el treaba acolo, de aia zic că are o vizibilitate superbă și ceea ce este mișto, ți-am zis, eu îmi duc ecranul și mi-l poziționez și pot să văd în el exact cum trebuie și cum vreau eu, da? Și este așa, hai să vedem un pic și pe timp de noapte. O secvență, cum vede camera pe timp de noapte, plus o să vă arăt, să vedeți inclusiv și pe timp de zi cât de bine îl vede. Dacă vedeți, iată, vede până în capătul străzii, asta înseamnă că eu sunt obturat aici de acest BMW, nici n-aș putea să văd în dreapta absolut deloc nimica, dar iată că vede pe drum până în capătul străzii și totodată vede până în capătul străzii. Asta înseamnă 180 de grade, dar să vedeți cum vede și pe timp de zi și pe timp de noapte. Asta este varianta pe timp de noapte. Cu toate acestea explicate, spuse și expuse, tot ce a mai rămas, mi-au rămas bun. Uitați că toate aceste gadgeturi le puteți obține prin intermediul nostru. Soundidentity.ro, sanduhifi.ro, da? Aveți jos, sus, la început, la final de videoclip, tot ce înseamnă număr, site, tot, descriere, toate restucele. Așa, plus că neapărat dacă doriți, contactați-ne, aveți și număr de telefon peste tot, de luni până sâmbătă, exclus duminică. Sunați-ne, putem comunica și putem să vă dăm diverse oferte personalizate pentru orice variantă dorită. Ok? Dar rămâi până la capătul videoclipului că am câteva vorbe să-ți mai spun despre noi. Am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general, pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să cotrobăiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, Pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9, 19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mulți scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică, vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care, hai să începem așa. Avem așa, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web, da? Pe www.soundidentity.ro. Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici, să văd dacă reușesc și sunt logat pe acest dispozitiv, da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu HiFi, simplu, nimic altceva, Sandu HiFi, Sandu HiFi, e, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să caut mesajele, dar mai bine nu-mi scrieți mesaje, ci scrieți-mi, da? Iată aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok, dacă îi dai Tesla, vezi Tesla, dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus, bun. După care, aici în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere de vedere, ce v-am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, varianta de androidizare pe sistemul original la cel mai nou tip de Mercedes plus niște Twitter 4 de demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay, poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? Plus cheile acestea inteligente care le vedeți că le-am prezentat. Iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? Varianta de prezentare și aici vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, Porsche-uri. Tot ce doriți puteți să găsiți aici prin TikTok-urile mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu HiFi, aici poți să vezi foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim și tot aici în shop-ul nostru online, după câte v-am zis, avem Facebook. Unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje, pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Thor Oradea, dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, da? Cât și partea de încălziri în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? Pe Insta, Sandu HiFi, soundidentity.ro, cât și partea de evacuări, Thor Oradea, dealer autorizat. Pe partea de WhatsApp, mă poți găsi 0722378512, iată acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului, după care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt, în cazul în care nu ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți. Vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, căutăm o autonavigație, da? După aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i dăm un Mercedes, ok? Așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că, uite, dacă îi dau că marcă înapoi, deci din 5000 ceva de produse am 4313 navigații. Deci uitați-vă atent, vă rog frumos, că e foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după an și te ajută și modelul și anul și tot, da? Căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Îți arată câte produse ai. Deci dacă am 18, unde am? Cam 3, da? Dă-i în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de rulare. Ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele. Oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste... Sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth, Bluetooth audio, camere, monitorizare, trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatoriu, uite, Skoda, îmi dă 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arăt aici manoperă, card USD și îți arată variante. Avem de la 699 de lei până la 4K la 1250 de lei. Dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar față. Scrie aici, filmare față trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare, față-spate trafic plus parcare. Dacă te uiți aici, filmare față trafic doar față trafic plus parcare, față trafic fără parcare, adică modul static nu-ți va filma. Aici, față-spate, trafic fără parcare. Următorul este față-spate plus parcare. Deci citiți textele, vă rog, pentru că așa vă veți dea seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă, iată, așa, am ceasuri digitale, mai nu am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici, marca, uite, Audi, că sunt multe și hai să vedem un modul care este, deci tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot. Avem variantă de Apple CarPlay care face Apple-ul fără, varianta full Wi-Fi fără cablu, Android-ul auto ți-l face full fără cablu, avem Android Box-ul care îți face, androidizează tot sistemul și după aia sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici, ok? Bun, după care hai să mai vedem încă o soluție. Da? Vrei să îți introduci într-un sistem original o cameră de parcare. Îți cauți așa, modul cameră, parcare, față-spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da? Model, uite, hai să vedem care are, de exemplu A3 8P-ul, da? Ok? Și aici poți să vezi, iată, modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original. Ok? Sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu, ia să vedem, uite, Q5 8R, 2018-2017, da? 2008-2017. Avem o variantă care știe doar cameră spate, care este 1200 de lei, sau știe cameră față-spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față-spate și atunci știe două variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de-aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7-l nou, 4M-ul nou, da, tot așa modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot. Acum suntem în construirea site-ului. Vreau o evacuare electronică, iată, mă duc și aici. O să-i dau, de exemplu, Thor evacuare, selectez marca sisteme Thor Exhaust, selectez model Thor Exhaust și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii, fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? Varianta de montaj, fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor, citește, Thor generator de sunet, difuzor, este atâta, după care Thor, modul, da? Modulul central, care vi l-am prezentat, este atâta, un sistem cu un kit, atâta, un sistem cu două kituri, atâta, deci tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai control asupra oricărei căutare. Tot este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, portbagaj, hai să vă mai arăt un pic, da, marcă, uite, Cadillac, 3 bucăți, da, și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la Z cum să cotrobăiți în site, după care, bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi, da? Și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4B8? Uite, așa. Îi dai A4B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă toți suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm. Iată C6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan, am mult mai multe, dar încă sunt în probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și să vă mai arăt încă o situație foarte tare. Configurator, autonavigații. Marca, hai să zicem BMW, ok? Uite cât de simplu e site-ul. Eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3E46, de exemplu. Da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el, da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? Totdeauna citește ce este cu roșu pentru verificarea compatibilității. Vă rog să ne sunați, așa. După aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără crea mare vor avea. Deci toate atenționările veneam dat, plus că ceea ce mai este încă superb, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, în cazul în care chiar vrei să ajungi la, în YouTube. Da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube, și scriem, da, îi dau un text, îi scriem Sound Identity, acest text. Da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sandu HiFi Shop Sound Identity. Da, doar dai Sound Identity și te duci aici. Sau Sandu HiFi dai și te duci aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber, momentan sunteți atâția. Acest videoclip, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri, așa, pentru că vreau să vă dau cât mai multă informație. Dai click pe el, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube, peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfoiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life Playlist sau acasă, videoclipuri, Short Life Playlist-uri, da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse, da? Deci, de exemplu, aici lumini ambientale, aici reparat un Bentley Continental, aici montat pe Porsche Cayenne ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc câte mașini, Maserati, Hyundai-uri noi, câte variante și generații de mașini, cu, începând de la lumini ambientale, de la pornire din ceas inteligent de telefon, de la implementare, CarPlay-uri, camere DVR, evacuare electronică, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? Camere, trafic, iată, X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată, Porsche Panamera 2023, 4E hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlist-uri, da? Apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire, îi dai Created Playlist. Nu te uiți la astea, ci începe, nu te uiți până nu o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 Top Proiecte, 02 Sandu, 03 Thor Evacuare, 04 Alarmă, 05 Încălzire, 06 Sisteme. Ce înseamnă acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și Thor-uri le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. Ei, aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot, incinte, Baș, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da? Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot. Încălziri în scaune, față, spate, senzor de parcare, la ce nivel putem să facem, monitoare în tetiere, Apple CarPlay-ul să-ți faci Waze-ul, YouTube, Google-ul direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, cameră, față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici vezi 82 de videoclipuri, 83 videoclipuri. Găsești aici câte sunt, da? Aoleu, la CarPlay-uri câte 101, da. De la 14 la 14 avem ambientale, de exemplu. Dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, C, L, M, N. Unde vrei tu, Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan, tot ce vrei le găsești aici, ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate, da? Deci tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro, da? Totodată de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? Vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți, cu câteva minute anterior v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlist-uri create, cum v-am arătat, și îți găsești ce vrei tu, ok? Nu uita, peste tot, Sandu HiFi, Sound Identity, bye bye!